ales CVR-ul, instrumentului pe minorități al acestui for internațional. Și am niște termene procedurale, neavând alte argumente decât că am dorit să dăm o importanță mai mare acestui. Fiecare dintre țări are, chiar dacă în alte proporții, are astfel de să aducă beneficii economice pentru regiunile respective, este mult mai ușură decât să fim acum să ne vedem fiecare procedurile în jurul și să vedem ce descarneze și să vedem la prima dispoziție. Probabil că puși în gardă de partid. Care mai are următoare, în 18 mai, cu acea ocazie vreau să facem și un bilanț al unui an de guvernare, arăta lucruri concrete făcute. Nu mai putem ca adrese din buget pre-votat. La Budapesta, nici nu este așa de mult și cu tot patriotismul și naționalismul consumă produsele media, să vă acordăm din asta. M-am acord, practic, sunt pentru puțin dintre noi, să vedem ce fac alții bine și ce facem noi rău și să începem să acționăm în clar, pentru că v-am spus, să nu s-am... Eu, prin interele noastre, vreau să mulțumesc pentru invitația care am avut-o ieri la liceul de lui și metod de strategii didactice în orice acțiune, în orice domeniu, pentru că asta este misiunea noastră a partidului. Respectului, lipsei de respect. Pe mai puțin de 30 de ani. Acțiunea a fost foarte bine organizată. Este ultramodernă, foarte bine dotată, atât în interior cât și curtea. Este foarte bine amenajată o interpelare ca ultimul inclusiv local. Bineînțeles, înainte am fost și am... De Maria Greer, după ce am primit explicațiile cu pe. Da, știți dumneavoastră că frica păzește pepenii, a fost bine că ne-am panicat și faptul că ne-am panicat înainte ne-a făcut să ne facem bine temele. Înainte de a ne prezenta la acest comitet parlamentar, am avut o corespondență, lucru cu care nu era neapărat în uzanțele lucrurilor de până acum. Era un fel era o instituție care până acum avea mai mult rol decorativ sau de protocol, dar acum, la ultima întâlnire, s-a adus cumva în discuție modificarea instrumentului de lucru al delegației parlamentare pe minorități. Dat fiind faptul că zona centrală europeană și Balcanii sunt foarte fărămițați din punct de vedere al naționalităților care compun statele, abordarea unui astfel de subiect, fără o pregătire prealabilă și fără discuții, uneori și bilaterale, nu era bine perceput, motiv pentru care, fără a ne arăta panicați, am vrut să clarificăm niște aspecte și am insistat mai ales pe elemente de procedură. Am avut o intervenție în plenul delegației în care am vrut să readucem în atenție, să reiterăm, să reacordăm importanța creativității specifice fiecarei națiuni și implicării acesteia, astfel încât să aducă bunăstare, în primul rând, lor ca și regiuni, ca și naționalități și deci astea să fie preocupări, dincolo de știu, alte revendicări etnice. Și
Deci aceasta a fost intervenția, iar toate cele trei amendamente procedurale ale delegației noastre au fost acceptate și incluse în textul final, în rezoluția finală a delegației. Din punctul meu de vedere și semnalele care le-am primit de la Ministerul Afacerilor Externe, este că această delegație și-a atins scopul, iar emoțiile mele ca prima dată când particip la solul de reuniune internațională parlamentară și din calitate de președinte al delegației, eu zic că le-am trecut cu succes acest examen. Pentru mine a fost un examen și am, dincolo de modestie, sunt mulțumit de cum s-a terminat această reuniune. Da, cei mai vocali până acum au fost... Bine, acum partea maghiară era gazdă și era interesată să păstreze o cursivitate și o eleganță a prezenței tuturor celorlalte delegații. Cumva ne-am temut mai mult de poziția delegației italiene, care ocupă sau deține 80%, finanțează 80% din ce înseamnă bugetul acestui for, și atunci cuvântul lor era destul de greu. Acest amendament cu privire la modificarea instrumentului pe minorități a fost introdus de fostul președinte al delegației italiene, domnul Peterlini, și care de această dată a fost retras din delegație, lucru care pentru noi a însemnat că semnalul dat este de abordarea unui discurs mai ponderat și mai calm în domeniu. Trebuie că domnul Nicolae v-a pus mai iasă pe cei viitoare să mergeți la operație, că ați venit să spunem. Eu sunt român neoș, prahovean, muntean, și nu pot fi bănuit de, nu știu, alte interese decât cele ale României. Dar știind faptul că se fac foarte multe schimburi de experiență cu alte pentru a căpăta experiențe noi și pentru a vedea cum rezolvă alți primari problemele orașelor lor, i-aș sugera, îmi permit să-i sugerez domnului primar Robu să facă un drum până la Budapesta. Eu am rămas plăcut impresionat dincolo de arhitectura de capitală de imperiu sau care astea sunt niște date care nu reprezintă meritul actualei conduceri politice a Ungariei, dar ce poți să recunoști ca și merit este curățenia de pe străzi, este coerența în ceea ce privește regulamentul de publicitate stradală, de întreținerea a clădirilor istorice. Sunt lucruri care Timișoara ar trebui să le importe de la unguri, nici nu sunt foarte departe. Noi în 18 mai am convocat o adunare a aleșilor locale ai Partidului Poporului, unde avem promisiunea că ne vor fi alături conducerea partidului la cel mai înalt nivel. Am promisiunea doamnei președinte că va fi aici și mă voi folosi de prilej să facem și un bilanț al unui an de guvernare USL. La un an și un copil face se taie moțul, se rupe turta. Adică este un bun prilej de bilanț. Ori la un an de zile nu mai poți să dai vina pe dezastroasa moștenire, pe faptul că au fost nevoiți să se încadreze într-un buget prestabilit și votat de către altă guvernare. Acum au un buget propriu. Fiecare gospodar, cum își drămuiește, cum își alocă sau își realocă sumele, este treaba lui. Problema care se vede din exterior este rezultatul final, ori ar trebui să se vadă deja rezultate concrete pentru cei care le-au acordat un vot incredibil, chiar și pentru ei. 70%, cu 70% poți face lucruri mărețe în oriunde în lumea asta, pentru că acest 70% nu dispare într-un an, în 2 ani de zile, și atunci te poți folosi de acest stimulent puternic ca să faci lucruri mărețe. Nu mă feresc de cuvinte, poți acum să faci o legislație corectă, poți să faci să îndrepți niște nedreptăți sociale, poți să faci multe lucruri bune
dincolo de a-ți urmări propriile interese. Sunt tare curios și uite, s-a votat în această săptămână, pe de o parte a fost promulgată legea Agenției de Supraveghere Fiscală și s-a și votat componența acestei agenții. Sunt tare curios care a fost motivul pentru care unul dintre liderii marcanți, și vorbesc de liderul ăla informal care îl recunoști prin faptul că atunci când umblă prin Parlament, niciodată nu umblă singur, umblă înconjurat de 20-30 de parlamentari care toți trag de lângă el și dau din codiță. Sunt tare curios care au fost argumentele pentru care domnul Radu Grușanu a cedat poziția de lider de grup parlamentar și de lider important, marcant al partidului, să treacă într-o poziție teoretică politică.